Soțul meu, de exemplu, este un cerebral. Și în el îmi găsesc foarte mult, foarte mult, n-aș spune susținere, îmi găsesc așa ca o oglindă. Și asta mă ajută foarte tare, pentru că mă normează. E cel mai mare critic al meu și cel mai mare suporter al meu în același timp, ceea ce este minunat pentru el și este extraordinar pentru mine. Pentru că pot cumva să-mi găsesc un drum având spațiul ăsta de confort emoțional, care este incredibil de important.